Bună ziua, dragii mei! Anul ăsta am tăiat un por destul de mare, de 200 de kilograme. Slănina nu a fost foarte groasă, dar e destulă. Am tăiat-o cu bulețe și acum o topesc. O las până devin jumările crocante. Eu o tai în cubulețe mai mici, ca să se topească mai repede. Vreau să scot cât mai multă untură din ea. Uitați, așa de mărunte le tai. Deja s-a format untura, încep și scot din untură, deoarece vreau să am o untură curată, albă. Nu vreau să devină maronie. Scoatem așa din untură și restul jumărilor le mai lăsăm. Scoatem untura așa, ea e foarte curată acum, e foarte albă. Uitați cât e de curată. Oricum o mai strecor odată când o pun în borcane. Și acum încep să se formeze jumările. O să iasă foarte crocante și foarte gustoase. Mai trebuie să mai stea încă. Din nou mai scot untură. De ce se formează? De ce o scot? Ca să nu se rumenească. Vreau să fie albă. Cum se formează, cum o scot. Am mai scos o tură de untură. În momentul ăsta nu mai scot untură, lasă să rumenească frumos jumările. Este untură exact ca să le acopere. Ne-am pregătit aici un bol peste care pun o sticlă. Aici voi scoate jumările. Jumările au devenit aurii. Imediat o să le scot la scurs. Nu le las foarte mult, că după aia se negresc. Sunt foarte mici, foarte drăgălașe, foarte frumoase și foarte gustoase. Le mai las 5 minute și după aceea le scot. Aceasta e untura curată care am scos-o. O las să se răcească, o mai strecor odată și o pun în borcane. O folosesc la coș de nuci, la cornulețe, la fursecuri. Untura care rămâne de aici o voi pune separat într-o gălătușă și o folosesc la gătit. Acum scot jumările și le las la scurs. Uitați cât de frumos. Și așa procedez cu toată slănina de topit. Urmează să pun slănina la saramură pentru fum. Am terminat o serie de jumări. Cu un șervețel am lăsat cratița să se răcească. Cu un șervețel adun toate impuritățile și pun a doua tură de slănină la topit. Și procedez la fel cum am făcut mai devreme cu toată slănina. E foarte important să topim slănina la foc mic spre mediu.
amestecând din când în când. Așa untura nu se va arde. Va rămâne o untură curată. Uitați ce jumări mici, ce bune sunt, ce crocante. Am pregătit borcanele cu nosită și cu un polonic. Încep și pun untura în borcane. Le sigilez și după aceea le bag în beci. Uitați cât e de curată, cât e de frumoasă, e albă, e limpede. Am terminat. Toată slănina care a fost de topit, am topit-o. Jumările sunt perfecte. Dacă îți plac rețetele mele, te rog frumos, abonează-te, e gratis. Mulțumesc frumos! Acum urmează să pun slănina la saramură pentru afumat. Am aici slănina care o pun la saramură pentru 3 săptămâni, după care o afum. Pun pe fundul ceaunului un strat de sare. Punem sare din belșug. Punem slănina cu șoricul în jos. Acum punem sare din nou. Punem sare multă, pentru că slănina și-a sare doar cât îi trebuie. Punem din nou un rând de slănină, un rând de sare peste. Procedăm așa cu toată slănina. Deci toată slănina se pune cu șoricul în jos. Așa slănina va ieși fragedă și șoricul moale. Am terminat de pus slănina la sare, o voi lăsa timp de 3 săptămâni la saramură, după care o vom afuma. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și aprecieri. Vă doresc sărbători fericite. Pe curând!